Hora cadrelor medicale a fost postată pe pagina oficială de Facebook a Spitalului de Boli Infecțioase Victor Babeș din Craiova. Pacientul a fost internat aici prima dată acum mai bine de o lună, pe 6 martie. Medicii spun că de mai multe ori s-au temut că nu vor reuși să-l salveze. Astăzi acesta este un pacient care a ieșit negativ la testul de coronavirus. Toate cadrele medicale s-au prins într-o horă a bucuriei care a fost urmărită de pacient de la fereastra salonului unde se afla internat. În cursul după amiezii, acesta a fost externat. Până astăzi, în Doj, au fost confirmate 39 de cazuri de pacienți cu coronavirus.